Sărbătoarea a fost astăzi și în capitala Moldovei. Credincioșii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie și apoi la Sfințirea cea mare a apei, în pofida gerului Bobotezei și a zăpezii care s-au instalat peste noapte și la Iași. La Catedrala Mitropolitană din Iași, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie și Sfințirea cea mare a apei. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură și binecuvântare pentru credincioșii adunați în fața catedralei în așteptarea ghesmei mari. Ați venit ca să luați apă sfințită! Apa sfințită cea adevărată este Hristos, băutura cea duhovnicească, piatra cea din capul unghiului. Dumnezeu să vă dăruiască putere să vă hrăniți și anul acesta din apa cea vie, din băutura cea duhovnicească, care este Hristos Domnul. Hristos Dumnezeu să vă binecuvinteze casele, să vă binecuvinteze ogoarele, să vă binecuvinteze pruncii, să vă binecuvinteze bunicii, să vă binecuvinteze ograda, dobitoacele din trânsa și mai ales și mai presus de toate, să binecuvinteze țara aceasta, să binecuvinteze lumea cu pace, să binecuvinteze lumea cu credință în Dumnezeu. La final, ierarhul i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți, după tradiție, cu aghiasmă mare.